Cei care fac ospățul sunt continuatorii unei tradiții vechi de zeci de ani, cerbii din oglinzi. Pentru că tinerii din comun au fost din casă în casă și au urat oamenilor un an bun, gospodarii pun la cale o petrecere prin care să-i recompenseze pe urători. Debobotează, se adună cu toții în aer liber și pregătesc un ospăț pe cinste. Un grup de tineri însurăței din satul Oglinz au văzut că datina noastră de sărbători începe să scadă acum vreo 8 ani de zile. Ne-am apucat noi să reînființăm o capră bătrână, cum se chema la noi în sat. Și ne-am apucat de treabă, ne-am adunat și am ajuns la un grup de vreo 30 de inși care am repornit capra bătrână, dându-i un nou nume de cerbii de la Oglinz. Familia țaței Ecaterina are rolul principal în pregătirea ospățului. Feciorii întorc pe îndelete berbecuții la proțap, iar ea învârte cu sârguință într-o tocană, căreia i s-a dus vestea în comunele din jur. Dar ce a spus în ea? Doi cârlani fai, făcut cu legume, cu morcu, cu șapă, cu ardei, cu toate ingredienții. Până să fierbe și să facă pișoranii, vă 3-4 ore. Și eu ar mă băut-o 3 ore cu zarzavatul. Fiecare invitat are la el un cuțitaș cu care își taie din berbecuțul la proțap. Cu toții sunt încântați de adunare și nu țin cont de frigul de afară. De cea mai bună? Unii pârlite. Au succes cartofii acum, noi după post. Să știți, după atâta carne și asta au succes cartofii. Tradiția se practică de ani buni, de când actualii gospodari erau doar copii de școală. Acum au venit la ospăț cu soțiile și copiii lor.